Rațiunea întâia, Iisus este condamnat la moarte. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Doamne Iisuse Hristoase, pentru a împlini voința Tatălui, sub impulsul Duhului Sfânt și din iubire față de noi, te-ai oferit ca jertfă nepătată pentru răscumpărarea omenirii, acceptând chiar condamnarea la moarte. Te rog, dă-mi harul de a mă comporta asemenea ție, chiar și în judecățile nedrepte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mântuitorul meu, tu ai îmbrățișat din iubire crucea, semnul divin al răscumpărării noastre. Te rog, dă-mi harul ca să port cu resemnare crucea datoriilor stării mele, trăind conștient făgăduințele pe care ți le-am făcut la botez. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Iisuse, întâia Stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mântuitorul meu, prima ta cădere sub povara crucii pentru salvarea omenirii îmi amintește de primele mele căderi în păcat. Te rog, iartă-mi păcatele și dă-mi harul unei adevărate convertiri, zidind în mine o inimă nouă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne! Stațiunea a patra, Iisus întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mântuitorul meu, tu ai răscumpărat-o pe Maria, mama ta, ferind-o de orice pată, umplând-o cu orice har, asociind-o astfel la misterul mântuirii noastre. Prin cea plină de har, te rog, transformă-mă într-un adevărat ucenic al tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi!
Stațiunea a cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse Hristoase, în drumul tău spre Calvar, întâlnești în Simon din Cirene pe omul care nu te cunoaște, dar care, lăsându-se luminat de tine, a devenit ucenicul tău. Te rog, convertește-mă ca și pe el, pentru a te urma cu aceeași iubire pe calea crucii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a șasea, Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse, imagine vie a Tatălui, întâlnind inima duioasă a Veronicăi, ți-ai întipărit cu recunoștință chipul pe marama ei. Te rog, prin misterul crucii tale, repară chipul desfigurat al ființei mele, întipărindu-ți în mine fața ta divină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a șaptea, Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse, a doua ta cădere este pentru mine semnul vizibil al perseverenței tale în împlinirea voinței Tatălui de răscumpărare a lumii. Te rog, prin această cădere a ta, ridică-mă din abisul păcatelor mele și dă-mi harul de a fi statornic în împlinirea voinței tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea a opta, Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Mântuitorule, deși copleșit de chinurile crucii, îi chem totuși pe cei osteniți și împovărați spre a-i mângâia. Te rog, așa precum ai mângâiat femeile din Ierusalim, înduioșate de suferințele tale, tot astfel întărește-mi voința pentru a te urma pe drumul greu al vieții tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Ave Maria, plena de grație, Domnul cu tine,
stațiunea a noua, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse, deși istovit de suferințele crucii, împlinești totuși cu fidelitate voința Tatălui. Te rog, prin meritele acestei noi căderi, fă să rămân statornic în slujirea Ta, pentru a mă putea bucura de roadele crucii Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Iisuse, stațiunea a zecea, Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisuse, Dumnezeule binecuvântat în veci, prin forța iubirii Tale față de noi, găsești puterea de a suporta umilirea dezbrăcării de haine înaintea mulțimii robite de păcat. Te rog, unește-mă astfel cu Tine, încât să nu devin niciodată robul păcatului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Hristoase, răsăi bine cruce și curge sângele-i mura, Iisumele ca sărestele de răutate și mărat. Stațiunea a 11-a, Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisuse, Mântuitorul nostru, purtat de iubirea de a împlini voința Tatălui, te jertfești total pe altarul crucii, ca sacrificiu de ispășire al păcatelor omenirii. Te rog, prin meritele sângelui vărsat, spală-mă de fără de legile mele și fă-mă părtaș la roadele răstignirii Tale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisuse, Fiul unic al Tatălui Ceresc, de la înălțimea crucii vestești cu glas puternic împlinirea voinței Tatălui. Consumatum est.
pământul care se cutremură, soarele care se întunecă, pietrele care se despică, morții care învie, condamnă vinovăția noastră și slăvesc nevinovăția și dumnezeirea Ta. Te rog, Doamne, mântuiește-ne prin misterul crucii Tale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine nostru cel toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 13-a. Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse, Tu ai ales-o pe Maria, mama Ta și a noastră, ca să participe din plin la opera răscumpărării neamului omenesc, necruțând-o de împlinirea profeției și o sabie îți va străpunge inima, pentru că în mâinile ei nevinovate a fost depus trupul tău rece și fără viață. Te rugăm, prin durerile inimii sale îndurerate, susține-ne în ispite și mântuiește-ne în ceasul morții. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Iisuse, Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse, iubirea Ta față de Tatăl și față de omenire Te-a condus în mormânt. Dar pentru fidelitatea Ta, Duhul Tatălui Te-a înviat din morți. Te rugăm, prin roadele misterului Tău pascal, scoate-ne din sclavia satanei, eliberează-ne de lanțurile păcatului și ale mândriei, îmbrăcându-ne cu viața cea nouă a învierii Tale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne, mântuiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Stațiunea 15-a. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne,
Doamne Iisuse Hristoase, trupul Tău preasfânt, ferit de descompunerea morții, iese triumfător din mormânt. Te rog, dă-mi harul ca moartea păcatului să nu descompună trupul și sufletul meu, dar puterea harului Tău să-l readucă mereu la viață printr-o spovadă bună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi! Rugăciunea Sfântului Augustin. Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voit să te naști, să fii tăiat împrejur, lepădat de iudei, vândut cu o sărutare de Iuda trădătorul, să fii legat cu funii, dus la moarte ca un miel nevinovat, să fii înjosit înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorât, scuipat, încununat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, acoperindu-ți fața, să fii despuiat de hainele tale, pironit și înălțat pe cruce, întovărășit de tâlhari, adăpat cu fiere și oțet și străpuns cu o suliță. Te rog, Doamne, prin aceste preasfinte dureri ale Tale, pe care eu, nevrednicul, le meditez cu evlavie, precum și prin crucea și moartea Ta sfântă, izbăvește-mă de chinurile iadului și binevoiește a mă duce acolo unde L-ai dus pe tâlharul cel bun răstignit cu Tine. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Ne rugăm după intențiile Sfântului Părinte Papa pentru dobândirea indulgenței plenarii. Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iartă-ne, iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu te supăra pe pe poporul Tău și în vecie
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.